Vreme la extreme în această săptămână. După temperaturile scăzute din ultima perioadă, valorile cresc peste media perioadei în care ne aflăm. Meteorologii prognozează temperaturi maxime pentru ziua de astăzi de până la 27 de grade în unele zone ale țării. Date suplimentare vin chiar acum de la ANM. E în direct cu noi Diana Giurgiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce informații aveți? Într-adevăr, începând de astăzi, chiar de parcursul zilei de ieri, vorbim de o vreme caldă pentru această dată, cu temperaturi maxime ce se vor încadra în general între 17 și 25 de grade, cu valori ceva mai ridicate spre 27 de grade prin regiunile sudice, mai ales prin sudul Banatului. Aceste temperaturi maxime, dacă le raportăm față de ceea ce ar trebui să înregistrăm la această dată, sunt într-adevăr cu mult mai ridicate, pentru că acum ar trebui să avem temperaturi cuprinse cam între 12 și 16 grade. Și din punct de vedere al temperaturilor minime, vorbim despre minime ce se situează în marea lor majoritate peste ceea ce ar trebui să avem normal la această dată. Vom avea temperaturi minime cuprinse în general între 4 și 15 grade, cu valori ușor mai coborâte în zonele depresionare față de temperaturi ușor negative pentru zonele depresionare, cu minime ce ar trebui în această perioadă să se înregistreze până pe la 4-6 grade. Din punct de vedere al precipitațiilor, așteptăm ploi în perioada următoare, pe fondul acestei advecții de aer cald dinspre sudul continentului, astfel încât în această noapte și pe parcursul zilei de mâine, dacă în această noapte așteptăm ploi pe extremitatea nordică a țării, mâine în jumătatea de nord a țării așteptăm la nivel local ploi, pe aici pe acolo ceva mai însemnate cantitativ, 10-15 litri, cu o probabilitate mai mare pentru zonele montane și zonele deluroase. Iar pe parcursul zilei de miercuri se mai rămână ceva ploi, însă slabe cantitativ, pe la zonele montane și prin centrul țării și doar izolat în rest.